Cuvântul Domnului pentru noi în această seară este un cuvânt profetic, așa cum îl găsim scris în Cartea Numeri, capitolul 24, începând cu versetul 15, pagina 175. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam fiului Peor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân peste Edom, se face stăpân peste Seir, vrăjmașii lui Israel, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Balaam a văzut pe Amalec și a rostit următoarea prorocie. Amalec este cel din tâi dintre neamuri, dar într-o zi va fi nimicit. Balaam a văzut pe Kenit și a rostit următoarea prorocie. Locuința ta este tare de tot și cuibul tău este pus pe stâncă, dar Cain va fi pustit până ce te va lua prinț Asur. Balaam a rostit următoarea prorocie. Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru? Dar niște corăbii vor veni din Chitim, vor zmeri pe Asur, vor zmeri pe Eber și la urmă vor fi nimicite și ele. Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. Amin. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 29 cu versetul 11, vorbește Dumnezeu și zice, eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. A fost intenția lui Dumnezeu, odată cu creierea omului, ca omul să fie fericit, ca omul să fie binecuvântat și viitorul omului să fie deosebit și sub protecția divină. Numai că omul nu a rămas acolo unde l-a așezat Dumnezeu. Omul a deviat, omul a păcătuit, omul a călcat porunca, omul a fost cel ce a trecut dincolo de ceea ce Dumnezeu poruncise și se ajunsese, dacă vreți, la un zi de despărțire între om și Dumnezeu, că zice profetul Isaia în capitolul 59, zidurile și nelegiuirile voastre pun zid de despărțire între voi și mine, zice profetul. Nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și între om și Dumnezeu s-a înălțat un zid. Au fost diferite metode prin care Dumnezeu l-a căutat pe om și a încercat să intre în relație cu omul. Știți ce e interesant? Că Dumnezeu nu forțează voința nimănui. Dumnezeu nu intră, dacă vreți să folosesc un termen popular, cu bocan și murdar peste voința și personalitatea noastră. Ți-am arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, zicea profetul Mica, să iubești dreptatea, să faci milă, să umbli zmerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu îți arată și spune ce vrea, dar nu te forțează. A început Dumnezeu, imediat, odată cu căderea în păcat, să-L caute pe om. Și Dumnezeu ne caută pe fiecare din noi. Sunt peste 6.000 de curente religioase în lume. Sunt 4 religii mari, dacă vreți. Religia mozaică, religia hindusă, religia creștină și religia islamică. Și din asta derivă toate celelalte. Singura religie unde veți găsi că Dumnezeu caută pe om este religia creștină. În creștinism, inițiativa căutării omului o are Dumnezeu. Vedeți, în toate celelalte religii, în hinduism, în islamism, în budism, care derivă din hinduism, și în toate celelalte religii, omul trebuie să caute.
omul trebuie să facă. În creștinism, Dumnezeu a făcut și a dat pe Fiul Său morții ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu caută și l-a căutat pe primul om și a zis, unde ești? Și Dumnezeu caută și astăzi. Și lăsați-mă să lansez această întrebare, unde ești? E întrebarea lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu te caută acolo unde El te-a așezat. Întotdeauna Dumnezeu te caută pe locul unde El știe că te-a plasat și unde ai o lucrare de făcut. Și în seara aceasta vreau să mă auziți bine toți, și cei de la balcon și cei din sală. Unde ești? Dacă ești acolo unde te-a așezat Dumnezeu și unde te vrea Dumnezeu, acolo te găsește Dumnezeu și te binecuvintează. Dacă te-ai deplasat și ai deviat și te-ai îndepărtat de la locul care ți l-a stabilit Dumnezeu, acolo te găsește diavolul și te nenorocește. Ai două opțiuni. Să rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu, să rămâi în principiile stabilite de Dumnezeu și să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, am de gând să-ți aduc un viitor deosebit și să întărez nădejdea ta în acest viitor și în mod deosebit în mine. Dacă însă ne-am depărtat, s-ar putea să zică Dumnezeu, unde ești? Omul a răspuns, Doamne, am păcătuit, m-am ascuns, mi-e rușine, sunt dezbrăcat, sunt gol. Nu mai era acolo unde l-a așezat Dumnezeu și încerca să se ascundă. N-ați văzut oameni care în urma păcatului au încercat să se ascundă? Au încercat să-și ascundă viața? Au încercat să-și ascundă identitatea spirituală? Au încercat să se ascundă și să-și ascundă faptele săvârșite? Și Dumnezeu întreabă, unde ești? E foarte important să fii acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Repet, când nu ești unde te-a așezat Dumnezeu, vine nenorocirea. Mi-aduc aminte de un om, mi-aduc aminte de un bărbat deosebit, un rege al lui Israel, mi-aduc aminte de David. Dumnezeu l-a așezat în fruntea poporului lui Israel, era și comandantul suprem, omul care conducea oștirea, și trebuia să fie pe câmpul de luptă. Dar n-a fost acolo unde l-a vrut Dumnezeu. El a rămas acasă, se plimba pe acoperișul zidurii și pe zidurile templului său și a clădirilor sale și în loc să-L găsească Dumnezeu, că Dumnezeu l-ar fi găsit acolo pe câmpul de luptă și ar fi dat izbândă, aici, plimbându-se pe acoperiș, îl găsește diavolul. Și arată o femeie cu care păcătuiește. Știți de ce? Pentru că n-a fost acolo unde l-a așezat Dumnezeu. Când nu ești acolo unde te așează Dumnezeu, cu multă ușurință te găsește diavolul. Când ești acolo unde te așează Dumnezeu, Dumnezeu pune și un înger acolo lângă tine să te păzească. Că scrie în Psalmul 34, îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Când ești în biserică și Dumnezeu te caută aici în biserică la timpul serviciilor divine, atunci fii sigur că harul lui Dumnezeu te cercetează. Când ești la piața de mașini sau în altă parte, acolo te găsește diavolul și te ajunge nenorocirea. Poate vă pare haznie afirmația mea din seara aceasta, dar rețineți, Dumnezeu niciodată nu te binecuvintează și nu te caută decât acolo unde El te-a așezat. Acolo unde El te vrea, Dumnezeu nu face compromisuri. Noi oamenii mai facem câte unul. Niciodată Dumnezeu nu face. De aceea în această seară, rețineți, David a plătit scump cu moartea fiului său, pentru că n-a fost acolo unde l-a vrut Dumnezeu să fie. Amintiți-vă de Apostolul Petru. În loc să fie împreună cu ceilalți ucenici, el se încălzea la foc și stătea deoparte cu dușmanii lui Dumnezeu și l-a găsit diavolul acolo. A venit diavolul acolo în curtea marelui preot și a zis, știu, ești dintre ei. A provocat un slujitor, a provocat o slujnică, i-a provocat pe câțiva, dar l-a provocat și pe Petru.
Și Petru zice, nu e adevărat, nu-ți dintre în lui, nu-l cunosc, n-am de-a face cu el. Unde ești? Petru nu era acolo unde îl căuta Dumnezeu. Când nu suntem acolo unde ne caută Dumnezeu, vin nenorocirile, dragii mei. Când suntem acolo unde ne caută Dumnezeu, vin binecuvântările. Și Dumnezeu ne caută, dar ne caută în locuri bine stabilite, în locuri bine pregătite, în locuri pe care El le-a pregătit pentru edificarea noastră spirituală. Locul, poziția și statutul pe care trebuie să-l acceptăm în viața noastră, nu l-am stabilit noi, l-a stabilit Dumnezeu. În această seară întrebați-vă, unde suntem? Vin sărbătorile. Se amintea ceva dimineața aici, aprovizionări, aglomerație mare, invitați la mese. Într-adevăr, sunt bune sărbătorile. Și mie îmi plac sărbătorile. Dar spuneam și duminica trecută, vreau în centrul sărbătorii să știu că avem pe sărbătorit, pe Domnul Iisus. Unde ești? Ești în jurul Domnului Iisus? Ești lângă El? Ești acolo unde este prezent El? Sau ești departe de Iisus Hristos? Câteodată ne fură iureșul problemelor și sunt sigur că ați auzit întâmplarea aceea, pe vremuri erau birje și nu erau taximetre ca astăzi. Dar până în anul 1950 în America încă se lucra și se opera foarte mult cu birjele, transporturile. Și se spune că un birjar odată a luat un domn și trebuia să-mi ducă în o anumită destinație. I-a spus omul, domnule, du-mă, uite, mă duci pe acolo, pe acolo. Birjarul n-a zis prea multe, dar el știa mai bine drumul decât cel pe care îl ducea. Și la un moment dat, la o cotitură, domnul care era în birje spune, vezi că ai luat-o pe altă cale. Birjarul a zis, las că știu eu, și amânat înainte. La o altă cotitură, din nou domnul din birje spune, vezi că nu ăsta drumul bun. Și el zice, las că știu eu, și amânat mai departe. Și domnul din spate din birje a sărit jos. Și birjarul nostru își mâna birja. Se întâlnește cu un alt birjar și el îl întreabă, unde te duci, mă? El zice, mă duc cu domnul, dar domnul nu mai era în birje. Sărise jos. De atâtea ori ne întrebăm, unde ne ducem? Unde suntem? Și spunem, oh, trăim sărbătoarea nașterii Domnului, trăim Crăciunul, naștere unică, naștere deosebită, naștere miraculoasă. Domnul Hristos a născut și în viața noastră. Ce fericire! Și s-ar putea Domnul să zică, niciodată nu v-am cunoscut. Ați cântat voi, dar ați cântat așa cum ați cântat. Ați predicat voi, dar ați predicat așa cum ați predicat. Ați prorocit voi, dar eu niciodată nu v-am cunoscut. Și nouă, uneori situația, conjunctura și obiceiul ăsta, cadența asta și inerția care avem, ne lasă impresia că suntem în jurul Domnului. Domnul ne caută, dar te întreabă unde ești. Nu cumva să fii ascuns după obiceiuri. Nu cumva să te ascunzi după tradiții. Nu cumva să te ascunzi după păcate. Înțelege în seara aceasta că Domnul te vrea acolo unde te-a așezat El. Și acolo Domnul te caută. Dumnezeu a avut inițiativa căutării omului. Și primul mijloc, după ce omul a căzut în păcat, a fost mijlocul căutării directe pe care Dumnezeu a avut-o. Și omul a rămas mai departe în fără de lege și în păcat. În Genesa, în capitolul 6, ni se spune că Dumnezeu a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Toate pornirile și înclinațiile lui sunt numai spre rău. Vrea Dumnezeu să-l apropie și omul parcă se depărta tot mai mult. Și Dumnezeu a început o nouă metodă de a apropia oamenii de El prin vocea patriarhală. Ce-i patriarhul? Poate ne gândim la patriarhul Bisericii Ortodoxe și spunem, ăsta e patriarh. O fi! Știți ce înseamnează un patriarh? Cuvântul patriarh derivă din expresia tată, prim tată. În generațiile vechi erau mai multe generații de tată într-o casă. Erau bătrâni îmbătrâniți de zile unde era un tată, apoi erau copiilor unde iar era un tată, probabil că era și nepotul căsătorit și avea și un copii și iar era un tată, și era într-o familie trei sau patru tați. Dar unul singur era patriarhul, primul tată. Ei, Dumnezeu a găsit primul tată.
Și uitați-vă dumneavoastră cum îl caută Dumnezeu pe Avram și îl strigă: Avrame, Avrame, am să te binecuvintez. Sămânța ta nu va putea fi numărată cum nu sunt numărate stelele cerului. Vei umplea pământul. Avrame, am să te fac un neam mare. Și încearcă Dumnezeu prin patriarh să ia legătura cu oamenii. A continuat legătura și cu Isaac. A continuat legătura și cu Iacov. Iacov la un moment dat se întâlnește cu Dumnezeu, îl prinde și zice: nu te las până nu mă binecuvintez. Lasă-mă, zice îngerul, că se revarsă zorile. Nu te las până nu mă binecuvintez. Și insistă. Cei mai mulți teologi susțin că îngerul acela de fapt ar fi reprezentat pe Domnul Iisus Hristos în vechime, că acolo ar fi avut loc o teofanie. Eu nu pot să vă spun dacă este așa sau nu este așa, dacă a fost îngerul care stă pururi înaintea feței Domnului sau nu. Dar știu că Dumnezeu a încercat să intre în legătură cu omul prin patriarh. Și primul tată avea cuvântul în familie, în vechime și numai în vechime. Eu am prins încă perioada înainte de cooperativizare, când erau și trei familii într-o casă. Și ce zicea bătrânul, moșul cu mustețele răsucite și cu bastonul în mână, era rege pentru toți din casă. Nimeni nu cârtea. Asta a fost situația. Mi-aduc aminte, în satul meu am cunoscut câteva familii și mă gândeam, mă, bătrânul ăla care nu merge nici la lucru, la câmp, că nu mai putea merge, toată ziua stătea acasă, avea un baston în mână, eventual dădea și el niște greunțe la păsări, dar ăla decidea. Ăla spunea: vindem porumb, vindem grâu, facem asta, facem asta. El era patriarhul familiei. Patriarhii vechi testamentari erau cei ce aveau putere de decizie. Numai așa cum oamenii zilelor noastre de astăzi uneori îi mai fautează pe patriarhi, așa au fost fautați și patriarhii din vechime. Și Dumnezeu a văzut că nu este eficientă metoda. Nici Avram, nici Isaac, nici Iacov, nici Enoh, nici alte patriarhi. Enoh atât de sfânt a fost că 300 de ani umbra cu Dumnezeu și dovedea din plin care statutul de patriarh și de om care merită credibilitate. Dumnezeu a zis: Enoh, tu nici n-ai să guși moartea. La 65 de ani ai început să mă cauți, de 300 de ani umbri cu mine și încă nu te-ai plictisit. Hai că te iau la cer! Și Enoh a fost luat la cer. Ce credeți? S-au întors oamenii la Dumnezeu? Au rămas reci? Au rămas distanți? Au rămas răzvrătiți? Au rămas pervertiți? Și au răsturnat scara valorilor. N-au putut nici patriarhii să transmită în așa manieră mesajul lui Dumnezeu încât oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. A luat Dumnezeu altă inițiativă. Și a trimis pe cei ce aveau cuvântul cherigmic, pe proroci. Și ăștia au venit și au zis: așa vorbește Domnul! Și apoi când transmiteau mesajul, mesajul ăla se numește cherigmic. Cherigma este ceva ce nu poate fi schimbat, e autentic. Și aveau cuvântul cherigmic. Și veneau prorocii și s-a dus profetul la Ezechiel, la regele lui Israel, și a zis: așa vorbește Domnul! Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. S-a dus la împăratul David, profetul Natan, și a spus: uite, vreau să spun ceva. Unul a avut o turmă de oi, altul a avut numai oaie, uite ce s-a întâmplat, i-a venit un prieten în loc să sacrifice una din oi, mi s-a luat oaia, am luat ăsta, am luat măritul ăsta și a sacrificat-o. Și David se supără și zice: e vrenic de moarte omul ăsta. Dar prorocul Natan zice: nu, acum să spun eu ce vorbește Domnul. Și transmite mesajul. Credeți că au ascultat oamenii de proroci? Dimineața se spunea că Isaia a fost tăiat în două cu ferestrău. Ieremia a fost aruncat într-o groapă mocirnoasă. Se spune despre Amos că a fost înjunghiat. Și prorocii n-au avut altă soartă, ba poate chiar mai grea decât a patriarhilor. Și Dumnezeu a continuat să caute pe om. Dumnezeu nu s-a oprit aici. Profetul Balaam, la un moment dat, provocat de împăratul Balac, se duce să blasteme pe Israel și ăsta spune: Domnule, îți dau avere multă. Măgărița nu vrea să răspundă la solicitare, Balaam se trezește din nebunia lui, dar Balac insistă și spune: îți dau aur mult, îți dau avere multă, vino. Și se duce
Și în loc să blasteme pe Israel, se urcă pe culmea muntelui Pisga și binecuvintează pe Israel. Și Balac se supără, ce stai mă puțin, eu te-am chemat să-mi blastem și tu îmi binecuvintezi? Nu e în ordine. Hai în altă parte, urcă-te pe muntele Peor și poate îmi vezi de aici mai bine și blastă-mă. Și se duce acolo și nici acolo și de acolo. Îl vede ca o leoaică pe care nimeni nu o poate deranja, vede pe Israel biruitor, stăpân, îi vede corturile foarte frumoase și Balac se supără și îmi cheamă, hai în altă parte, că nici aici nu e în ordine, mai uită-te încă dintr-o parte. Și din a treia parte, cuvântul profetului Balaam este un cuvânt cherigmic transmis direct din partea lui Dumnezeu. Și zicem, eu nu pot să blastem ceea ce Dumnezeu binecuvintează. Și transmite mesajul. Credeți că s-au trezit Balac? Credeți că s-au trezit cei din jur? Da, de unde? Și apare cea de-a patra profeție, numită în studiul Pentateului profeția de aur. Profeție care a avut loc cu aproximativ 1410 ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Și trimiterea era direct la Mântuitorul și zice, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge toate laturile Moabului și prăpădește pe toți fiii lui Set. Să face stăpân peste Edom, să face stăpân peste Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Cât credeți că au înțeles profeția lui Balaam? Probabil au înțeles-o el. Cât credeți că au înțeles profeția lui Ieremia? Cât credeți că au înțeles profețiile lui Isaia? Cât credeți că au înțeles profeția lui Mica? Și tu, Betleeme, frata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Israel. Din tine va ieși conducător, marele conducător a poporului meu. Cât credeți că au înțeles? N-au înțeles. Și nici mijlocul acesta de a restabili legătura cu omul și a-l aduce la adevăr și în linia de cooperare și colaborare cu Dumnezeu n-a fost eficient. Am spus că prorocii au sfârșit-o și au sfârșit-o trist. Veți vedea că în final Dumnezeu a găsit cu care să ne vorbească prin Fiul, pe care l-a făcut și stăpân, și domn, și moștenitor. Dar să mă opresc la profeția serii. Cu 1410 ani înainte de Domnul Hristos, acolo, de pe colina muntelui, privește de pe Pisga și se uită profetul zicând, îmi văd, dar nu acum. Îmi privesc, dar nu de aproape. Ce vezi, Balaame? El vedea în mod deosebit steaua care răsare din Iacov. Din Iacov avea să se ridice o stea. O stea strălucitoare, e una din cuvintele noastre. Și steaua aceasta era mai mult decât o stea, era un luceafăr. Și era mai mult decât un luceafăr. Era soarele pe care l-a văzut profetul Maleahii când a zis, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Se ridică din Iacov și are menirea să aducă lumină. Dar nu numai să aducă lumină. Totodată, odată cu nașterea acestei mari căpetenii despre care profețește Balaam, se ridică și toiagul de cârmuire în Israel. Un toiag de cârmuire. A fost cândva cârmuitorul poporului lui Israel Domnul Iisus Hristos? Niciodată. A fost Domnul Iisus și este Domnul cârmuitorul noului Israel? Întotdeauna. El este capul bisericii sale. El este conducătorul Israelului după Duh, așa cum avea să spună Apostolul Pavel. Domnul Iisus Hristos este conducătorul lui Israel și Balaam vede profeția, așa cum am spus, cu 1410 ani înainte. Ba, vede și scopul pentru care se naște Domnul, zicând, el străpunge laturile Moabului. Cuvântul Moab, tradus în limba română, însemnează țară care este de dorit.
Și Domnul Iisus Hristos avea să străpungă toate laturile Moabului, să străbată țara de dorit. Și dacă poporul lui Israel își pusese nădejdea într-o țară unde curge lapte și miere, într-un Canaan pământesc, marele conducător ce avea să se nască, punea la dispoziția tuturor celor ce cred în el o țară îmbelșugată și binecuvântată, o țară de dorit. Dar va face ceva. Atunci când străpunge în laturile Moabului, va nimici pe fiul lui Set. Știți ce însemnează cuvântul Set în limba română? Locuțitor. Și vedeți, oamenii au tendința asta să înlocuiască. Izraeliții, când ori mai avut scuturi și armură de aur, au făcut anctele de aramă. Și nu ori lustrui bine și o să lasă că-s frumoase și astea. Uite cum lucesc. Deși ele erau de aramă. Când slava și prezența lui Dumnezeu a dispărut din biserici, oamenii au venit cu înlocuiri. Și au venit cu liturgici, și au venit cu ceremoniale, și au încercat să înlocuiască. Ei, conducătorul care străpunge în laturile Moabului, cel ce avea să lumineze în Israel, va nimici tot ceea ce înseamnă surogat, înlocuitor, tot ceea ce e altceva decât originalul. El are menirea să aducă la forma originală totul. El este cel ce va nimici pe tot fiul lui Set. Și apoi ni se spune că se face stăpân peste Edom, ținutul cel mai înalt, ținut muntos, întăritură puternică. Iar mai puternic decât ținut, mai puternic decât întăritură, mai puternic decât cetate de adăpost, avea să rămână Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie numele Său! Noi cântăm cântarea, Domnul-mi este adăpost, cetate tare în vreme grea. Deși e valul furios, aici mi-e scutită inima. Nimeni nu-i ca El. Cerul-i scaunului de domnie, pământul-i așternutul picioarelor Lui. El este Domnul cel mare și puternic. El a pășit biruitor în Edom. Atunci când El a pășit biruitor în Edom, s-au cutremurat stâncile, sabia lui. În mod poetic, ni se spune că s-a îmbătat de sânge și toți au înțeles că El este stăpânul. El este cel ce se face stăpân peste Edom, se face stăpân și peste Seir. Știți ce însemnează Seir? Demon, spirit rău. Și înaintea lui spiritele rele cad în meșin. El a călcat cu moartea pe moarte, rupe toate barierele satanei și este biruitor. Și mă rog Domnului la sărbătorile acestea, cel ce-i stăpân peste Seir, să calce în picioare toate spiritele rele. Să fie sărbătoarea cu adevărat sărbătoare, o sărbătoare a bucuriei. Steaua care răsare, Domnul și cârmuitorul, cel ce ne făgăduiește o întăritură deosebită, o țară deosebită, cel ce va ocupa cele mai înalte ținuturi și cele mai înalte cetăți fortificate, locuri în acela despre care ni se spune că va fi locul de refugiu a Bisericii Domnului. Du-te, poporul meu, intră în odaie, ascunde-te o clipă până trece mânia. Locul acela este pregătit de Domnul Iisus Hristos. Dar nu uitați, El are putere și peste Seir. El distruge tot ce e demonic, El distruge tot ce e rău, pentru că Fiul lui Dumnezeu, zice Ioan, a venit să nimicească în lucrările diavolului. Ăsta e scopul Domnului Iisus. A încercat atât să ne vorbească prin patriari, a încercat să ne vorbească prin proroci, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a făcut Domn și Stăpânitor și care a venit și a pus bazele unei împărății veșnice. Domnul, despre care cu 1410 ani înainte s-a prorocit, avea să vină în lumea noastră și să-și împlinească menirea, zicând, iată-mă că vin, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, Psalmul 40 cu versetul 7. Se apropie sărbătorile. Suntem pregătiți să-L primim pe acest Domn? Se apropie sărbătorile. Suntem pregătiți să acceptăm ca El să străpungă toate domeniile vieții noastre? Și dacă mai e un loc
unde poate e ceva înlocuitor care n-ar trebui să fie acolo. Ceva din esența setică. Putem să fim gata să lăsăm să nimicească și să distrugă tot și să aducă totul la forma originală? Fă-te creștin, e mai bun. Am repetat și repet mereu, în colinda aceasta pe care în cultura populară și în spațiul mioritic o întâlnim atât de des, aș vrea Duhul Sfânt să așeze aceste imbonduri amintite în seara aceasta. Să vină lumină de la stea și vrem lumină, dar nu lumină în casă, lumină în inimă, lumină în interiorul meu. Într-adevăr, așteptăm lumină. Vrem, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos să stăpânească și să ne dea garanția moșteniei unei vieți veșnice împreună cu El. Dar El zice, da, da, exact treaba asta o fac. Dar îmi dai voie să nimicesc ceea ce nu e original în tine? Îmi dai voie să-ți distrug tradiția? Îmi dai voie să distrug ceea ce nu aparține mie? Crezi că mă încântă scutul tău înlustruit bine din aramă? Eu vreau de aur, vreau de calitate. Știți ce s-a întâmplat cu Ezechia? E bun cuvântul Domnului. Și-au venit ăștia și au luat absolut tot ce au găsit acolo. Și au zis, nu, nu-i nimic, ne-au luat tot ce am avut valoros, dar las că înlusturim ce avem și totul va fi ok și mergem înainte. Fraților, biserica nu merge cu artificialități. Lăsați biserica să fie biserică. Sărbăm și toate sărbătorile noastre legate de Domnul Iisus Hristos trebuie să aibă pe El în centru. Aș vrea și la sărbătorile acestea să aducă Domnul bucurie în fiecare casă și puterea întunericului, puterea seirică, încă o dată să fie înfrântă. Amin.